Procesul lui Liviu Dragnea amâna pentru 20 mai. Judecătorii au admis cererea avocaților șefului PSD. Completul de 5 judecători a hotărât admiterea cererilor de amânare ca aceștia să-și pregătească apărarea, a spus președintele completului după deliberări, subliniind că termenul de 20 mai, ora 11, ar putea fi ultimul. Liviu Dragnea a spus în încheierea declarației sale de la Instanța Supremă că, din punctul lui de vedere, dosarul de GASP Telorman este unul politic. El a adăugat că, în cazul în care va fi condamnat definitiv, el vrea să știe și pentru ce anume, deoarece se consideră nevinovat. Liderul PSD a părăsit sediul Instanței Supreme în huiduieli, dar și în aplauze, fără a da declarații. De altfel, nu au lipsit incidentele la Înalta Curte de Casație și Justiție. Încă de la primele ore ale dimineții, sute de protestatari au așteptat sosirea lui Liviu Dragnea la sediul Înaltei Curți de Casație și Justiție. Liderul PSD a fost însoțit de mai mulți jandarmi, el fiind huiduit de unii manifestanți care s-au și îmbrâncit. Liviu Dragnea a avut și susținerea câtorva zeci de oameni care au scandat numele partidului pe care îl reprezintă. Jandarmii au ridicat 3 persoane prezente la sediul Înaltei Curți, unde s-a prezentat Liviu Dragnea pentru a fi audiat în dosarul privind angajările fictive de la DGASPC Telorman, în care a fost condamnat în primă instanță la 3 ani și 6 luni de închisoare. Protestatarii au aruncat cu apă Liviu Dragnea în momentul în care își făcea cu greu drum prin mulțime, cu ajutorul jandarmilor. Cele 3 persoane au fost conduse la secția de poliție în vederea identificării și luării măsurilor legale pentru nerespectarea măsurilor de ordine dispuse și au fost sancționate cu câte 200 de lei fiecare.